9:09, suntem pregătiți pentru arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Bună dimineața! O să vă povestesc, stimați ascultători, un caz foarte pe scurt, un caz din Rusia, un discurs de un curaj extraordinar pe care o studentă de 23 de ani, care se numește Ala Kutnikova, l-a rostit în fața tribunalului din Moscova. Ea, de un an de zile, împreună cu încă 3 colegi, 4 studenți, sunt arestați la domiciliu și nu au voie să iasă din casă decât 2 ore pe zi. Dimineața, între 8 și 10. Atât. Și din când în când sunt aduși la termenele de judecată. De ce sunt ei acuzați? Pentru, citez, asta o consideră procurorii că au făcut, implicarea minorilor în acte periculoase pentru viața lor. De fapt, ce au făcut? Au postat un videoclip de 3 minute în care și afirmau susținerea pentru niște colegi studenți și ei care au fost eliminați, de fapt au fost amenințați cu eliminarea din facultate cu expulzarea, pentru că au luat parte la o acțiune de susținere a lui Navalny în 2021, anul trecut. Și de un an de zile, pentru că acel filmuleț ar fi ajuns să fie văzut și de oameni sub 18 ani, un filmuleț pur și simplu în care ei spuneau că nu sunt de acord cu ce le s-a întâmplat colegilor lor, de un an de zile ies din casă doar 2 ore pe zi de dimineață între 8 și 10 și ajung în fața instanței, cum vă spuneam. Acum câteva zile, una dintre studente, în vârstă de 23 de ani, a ajuns în fața judecătorilor și a rostit un discurs pe care colegii săi l-au înregistrat și care circulă în momentul acesta, este viral în Rusia. Discursul l-am publicat astăzi, este absolut impresionant. Fata, știind că practic orice remarcă proprie îi va crește pedeapsa în fața judecătorului, nu a făcut altceva decât să citeze din mari clasice literaturii universale și ai literaturii ruse, citate pe care le-a pus în contextul războiului. Și printre ele a citat din Hemingway și a spus judecătorului așa: moartea fiecărui om mă micșorează și pe mine. De aceea nu mă întrebați, domnule judecător, pentru cine bate clopotul. Bate pentru tine clopotul. Asta este unul dintre citatele pe care le-a folosit. A folosit și un alt citat din Kafka. Kafka, cred că era cam, nu mi-aduc aminte, poate mă ajută și Luca aici, pe la echipa lui Florin Halagian, ceva de genul ăsta. Nu? La FC Argeș, parcă, da. Da, nu mi-aduc aminte. Spunea ceva de genul: amintiți-vă că frica mănâncă sufletul, amintiți-vă de personajul lui Kafka, domnule judecător, care a văzut o spânzurătoare ridicată în curtea închisorii, a crezut din greșeală că este pentru el, a evadat noaptea din celula sa și s-a spânzurat. Și a vorbit mult despre frică și despre curaj studenta, încă o dată, folosind acest subterfugiu, că n-avea cum să vorbească despre ceva ce nu există în Rusia, că războiul, după cum bine știu ascultătorii Europa FM, nu există oficial. Există o operațiune specială militară. Da, da, știi, Cătălin? Paranteză, știi că... deci, acum, propaganda în Rusia a atins niveluri psihiatrice, literalmente psihiatrice. La stațiile de televiziune ale Kremlinului, că toate sunt ale Kremlinului acolo, diversi propagandiști vorbesc despre operațiunea specială, adică despre invadarea Ucrainei ca operațiune specială, că nu au voie să spună că e vreun război. În schimb, pot spune că este un război declanșat de Occident împotriva Rusiei, care stă și asistă la ce se întâmplă. Asta odată. Da, iar apropo de citate, acolo, sigur, acum, dacă ești pe stradă și stai prea mult locului, vine poliția, miliția, mă rog, și te saltă. Tot internetul râdea, aș spune, cu amar de cazul unui cetățean rus care a fost arestat pentru că ținea o hârtie pe care se afla un citat antirăzboinic al lui Vladimir Putin. Deci, exact, asta da. Este faza. Au fost oameni arestați pentru că au declarat într-un context în care erau demonstrații acolo că ei, de fapt, sunt în favoarea războiului, dar îi ridicau pe toți. Da. Așa este. Deci, practic, ești ridicat doar pentru că existi în afara liniei oficiale, nu ne mai având răbdare să vadă exact care este, nici ei care este linia oficială. Am mai spus studenta că
De ce îi se cere să tacă? Pentru că niciuna din cărțile pe care ea l-a citit la facultate sau din manuale, nicăieri, de când e mică, spunea ea, în educație, nu suntem învățați că trebuie să fim nepăsători și lași și nu ni se spune că suntem oameni mici, neînsemnați, care trebuie să lase autoritățile să rezolve totul pentru noi. De ce ne cereți acum să tăcem conform căruia dintre lucrurile pe care ni le-a spus până acum voi, adulții, asta era ideea, voi, cei care aveți o vârstă, ne spuneți nouă tinerilor că ar trebui să ne punem mâinile și să la sub braț, practic, să ne punem mâinile în șold, să stăm neputincioși. Și am încheiat cu un citat pe care vi-l dau și eu spre finalul intervenției. Libertatea este un proces prin care îți dezvolți obiceiul de a nu fi disponibil pentru sclavie. Am mai spus ala în fața instanței din Moscova. Da, toate sunt foarte bune. Da, sunt foarte bune, că asta e. S-a folosit de înțelepciunea altora în momentul în care înțelepciunea ei și gândirea ei este interzisă. Dar asta nu s-o ferească de gulag. Că nu te ferește nimic. Știi, e foarte interesant. Uite, am mai citit o analiză a cuiva care spunea că în Rusia autoritarist totalitară de acum, de sub Putin, nu este tolerată inițiativa nici împotriva regimului, de aceea, deci nu sunt tolerate demonstrații împotriva regimului, de niciun fel, dar nu sunt tolerate nici demonstrații spontane sau inițiative în favoarea regimului, pentru că însă și inițiativa nu este tolerată. Adică totul trebuie controlat, organizat, inclusiv manifestațiile pentru, nu doar cele împotrivă. Pentru că inițiativa e periculoasă. Nu se știe unde poate duce o manifestație care începe pro. Poate cine știe. Oamenii aceia încep să aibă idei și descoperă alternative. Ce mi s-a părut o abordare interesantă. Exact, exact. Și apropo de inițiativă, și aș încheia cu asta, chiar asta se discută în Senatul României la Comisia de Juridică. Și foarte frapant, așa, pe acest fundal al descurajării curajului, se discută legea avertizorilor în interes public, pe care suntem obligați să o adoptăm prin PNRR. Ce sunt avertizorii în interes public? Sunt oamenii care sesizează abuzuri, ilegalități, cred că există lângă ei corupție, cheltuirea banului public, aiurea, lucruri care ies din lege sau sunt abuzuri, pur și simplu, și le reclamă. În general, le reclamă către presă. E vorba de surse, de oamenii care au curaj. E vorba de medicul Camelia Roiu, după colectiv, dacă își amintesc ascultătorii. Ei bine, din păcate, Guvernul României a trimis o asemenea formă a acestei legi, încât, practic, oamenii respectivi sunt condiționați să-și exprime informațiile, datele, nemulțumirea în interior, acolo exact, în fața șefilor de care se plâng, sau în fața unor autorități, cum ar fi, să spunem, parchetul sau Agenția Națională de Integritate, în care arată practica de zi cu zi din toate țările democratice, ajung să nu mai aibă încredere. Și atunci se adresează de regulă presei. De asta sunt protejați peste tot în lume. Din păcate, la noi, din cauza acestei interpretări, nu știu de unde vine, a parlamentarilor... Păi vine din urmă cu 30 ceva de ani. Din armată, de exemplu, în armata comunistă, unde dacă erai abuzat, de exemplu, de sergent, aveai dreptul să te plângi, ierarhic. Primul care era, adică primul deasupra era sergentul. E același model. Sau șefului lui care era, cum să zic, mână-mână cu el, probabil. Ierarhic, da. Ideea este, acești oameni sunt, spunea foarte bine cineva, sunt camera de panică a democrației. Când oamenii nu mai găsesc nicio soluție, când nu mai văd nicio speranță ca lucrurile se află, se adresează presii. E dreptul lor să facă asta, e responsabilitatea noastră să încercăm să verificăm respectivele informații. Eu sper ca totuși parlamentarii români, exact pe fundul ăsta despre care vorbeam, să realizeze că nu fac un cadou nimănui, acceptând că acești oameni care se îndreaptă către presă, nu către parchet, nu către Agenția Națională de Integritate, unde trebuie să sar gardul, că e acolo unitate militară, ăsta e adevărul, da? În centrul Bucureștiului și nu poți intra niciodată ca cetățean simplu. Niciodată. Cu buletin, e îngrozitor de complicat. Mai repede intri în Parlamentul României? Bun. Deci sper ca parlamentarii să realizeze totuși, să protejeze acești oameni, pentru că fără protecția lor, știți cum se spune? Nu vor ajunge faptele la cetățeni. Și cine ți-a faptele, îți ia libertatea. Ca să dau și eu un citat în dimineața citatelor. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, Cătălin Tolontan!
Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.